procuror general Augustin Mirază. A promis că ne va explica cum a fost cu putință arestarea celor 7 episcopi ai Bisericii Greco-Catolice în condițiile în care Constituția nu avea niciun articol care a făcut posibil gestul ăsta. Domnule director, doamnelor profesoare, doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc mai întâi organizatorilor pentru invitația deosebit de onorantă de a fi astăzi aici la Bookfest într-o atmosferă spirituală, de relație spirituală cu totul specială, care mă onorează în mod deosebit. Este o ocazie specială de a vedea o carte de suflet, martore din cele 7 vieți de Sfinții Români, scrisă de doamnele profesoare Francesca Bălcăceanu și Monica Goșteanu, o carte de suflet care ne readuce în atenție o secvență din istoria tragică a României din anul 50, fiindcă cu regret cei care am citit știm că după al doilea război mondial România a fost ocupată, românii nu au mai deținut ceea ce se numește suveranitatea, iar România a avut un statut de colonie sovietică condusă prin mandatar. Asta a fost situația. Și atunci ne putem explica în continuare cum a fost posibil că niște personalități ale vieții spirituale și publice, culturale din România, niște înalte fețe bisericești, să stea în penitenciar fără o hotărâre de condamnare. Ne e greu să înțelegem aceasta. Mai întâi aș dori să fac o remarcă. Domnul profesor Gabriel Liceanu, cu finețea și rigoarea specifică profesorului de filozofie, a făcut o legătură între numele meu și comunitatea despre care noi discutăm acum, comunitatea greco-catolică. Apoi m-a întrebat dacă am vreo legătură, dar a sesizat niște aspecte. Trebuie să vă spun că sunt născut în comuna Rătești, județul Alba, o comună care poartă numele unui alt martir al Bisericii Greco-Catolice care trebuie readus în actualitate, episcopul Radu Dumitru, episcop de Oradea Mare la vremea aceea, care a fost victima unui atentat cu bombă în 8 decembrie 1920 în Parlamentul României. Puțină lume știe. A fost un atac terorist cu o bombă cu ceas, prima bombă cu ceas cunoscută la noi pe vremea aceea. Vlădica Săracu, împreună cu cei care se aflau în jurul lui, au fost vlădiți grav, a murit. Satul în care m-am născut eu a luat numele Rădești. Acolo este o comunitate cu vechi tradiții greco-catolice, este peste deal de Blaj și mă simt deosebit de onorat să am ocazia astăzi să vorbesc atât despre cei 7 martiri, ca jurist, ca fost procuror general, cât și ca un descendent al acestei comunități din Rădești, din județul Alba. Mica Romă, care era evocată de Mihai Enescu și știm cu toții, sau fântâna școlii ardelene, cum mai este ea prezentată de la Blaj, a creat o istorie excepțională pe care noi trebuie să ne-o reamintim și să o redescoperim. Ea a jucat un rol esențial în cultura, în dezvoltarea culturii și a educației moderne în România. Aici s-au asociat pentru prima dată tradiția culturală de matrice bizantină din cultura noastră religioasă, care a intrat evident adânc în sensibilitatea poporului român, cu aspirațiile culturii neolatine descoperite de fii săranilor care au mers să facă studii cu burse
excepțional, s-a creat o școală care a avut un moto, un moto care ne sensibilizează și acum, Virtus Romana Rediviva. Este foarte frumos sintetic exprimat virtutea romană va renaște. Dar câți dintre noi mai știm aceasta, câți ne mai gândim la faptul că acest moto a dus cu sine o veritabilă matrice culturală, că el reprezenta o insulă de spiritualitate neolatină distinctă de ortodoxia slavă și de ortodoxia greacă de aici din zonă, fiindcă avem și noi o identitate spirituală, o identitate de cultură și n-am dorit să fim dizolvați în masa popoarelor din jurul nostru. Noi suntem neolatini, noi am fost trimiși, slăbunii noștri au venit cu cele trei legiuni la frontiera civilizației europene de atunci, iar noi suntem urmașii lor. Istoricii au remarcat în zilele noastre pe bună dreptate că rezultatul istoric al Marii Uniri din 1918 a fost prezența unei ortodoxii de factură occidentală care exprimă secole de tradiție creștină și bizantină. Acest volum, această carte de suflet, este adresată publicului larg și își propune să facă cunoscuți pe cei șapte martiri români ai secolului 20, generațiilor noi, celor care știu mai puțin despre istoria Bisericii Greco-Catolice. Dar indiferent de preocupări și de confesiune, cei care caută adevărul vor afla ce înseamnă tăria de caracter a unor oameni, ce înseamnă spiritul luminos care a acceptat martirajul, poziția de martir, decât să-și trădeze ceea ce credeau ei, credința, și mai ales misiunea de conducător ai unei comunități pentru care erau exemplu și pentru care reprezentau constantele de spiritualitate la vremea aceea. Ne spune regretatul istoric Neagu Giuvara că reîntorcându-se după zeci de ani în România, a găsit un țăran altfel decât cel pe care îl lăsase înainte. Un om cu alte reacții, cu reacții nu prea spirituale, ca să zic așa, în timp ce țăranii pe care îi lăsase erau cei conduși de asemenea fețe bisericești, care erau, lucrau în slujba comunității pentru care trăiau și care chiar credeau în aceasta. După cum remarcă cuvântul însoțitor al cărții, la 27 octombrie 1948 s-a produs un eveniment foarte trist. S-a luat o decizie foarte gravă pentru România. O comisie mixtă, atenție, merită cine făcea justiția la vremea aceea în Republica Populară Română, care era dependentă de Uniunea Sovietică. O comisie mixtă reunind mai multe ministere, evident era Ministerul de Interne, pe lângă care se afla și Ministerul Putelor, a dat ordin de arestare a tuturor episcopilor și a 40 de canonici, preoți cu responsabilități în Biserica Unită. Ordinul a avut cine să-l pună în executare. Recent, proaspăt înființata Direcțiune Generală a Securității Poporului, înființată în 30 august 1948, a preluat această misiune și noaptea, cine ar crede astăzi, când se știe că perchezițiile se fac pe timp de zi, că există niște reguli, activitatea judiciară, etc., noaptea au fost ridicați de acasă cei șapte episcopi. Arestarea episcopilor fusese prevăzută în planul Ministerului Cultelor ca măsură administrativă. Va să zic că nu era nicio problemă judiciară la mijloc, era o măsură administrativă extrajudiciară, folosindu-se expresia, citesc, reglarea situației episcopatului cu administrația lui bisericească și averile.
succes politic în contextul unei mișcări petiționare, dar abia în 1957, mult mai târziu, cu referire la recunoașterea Bisericii Unite cu Roma, ca să zicem, cu o singură excepție, toate celelalte arestări s-au luat ca măsură administrativă, dispusă de niște reprezentanți din cele două ministere, în afara cadrului judiciar. Și spune un document al securității, redactat cu ocazia decesul episcopului Vasile Aftenie, citez, a fost arestat la 28 octombrie 1948 împreună cu ceilalți episcopi greco-catolici din Republica Populară Română, arestarea lor fiind ca măsură preventivă luată de guvern. În urma unificării bisericii greco-catolice cu cea ortodoxă, am încheiat citat. E bine, chiar în vremea aceea își dădeau seama că este ceva rău, că este o condită abuzivă care nu mergea să fie făcută transparent și nimeni nu dorea să fie arătat cu degetul că el a făcut. Și atunci trebuie să observăm modul conspirativ de acțiune și diversiunea pe care regimul la vremea respectivă le-a folosit. Ne spune ceva cuvântul diversiune, nu? L-am mai reauzit periodic, în timp, la Revoluție, la Mineriadă, mai auzim și în zilele noastre. Diversiunea este o armă utilizată frecvent. În perioada de stalinizări ezitante, asta a fost imediat după moartea lui Stalin, ordinele de mutare și dispozițiile de altă natură le-au fost anunțate episcopilor prin intermediul ierarhiei bisericești și nu direct către organele de securitate, fiindcă se vedea cât de colo că este ceva care nu este în regulă și atunci aveam nevoie în față de un paragon care să apară și să spună eventual că episcopatul ortodox a avut o contribuție la această acțiune murdară care evident a fost gândită de alții, de securitate, iar securitatea era brațul înarmat al mandatarilor ocupanților. Era foarte clar. Documentele dovedesc că toate ordinele au fost emise exclusiv de securitate și la 3-a 12-a 1948, spre exemplu, securitatea a trimis ierarhi ai Bisericii Naționale care să ducă episcopul, monitorul oficial prin care Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în ilegalitate. Internarea în lagăre și în coloniile de muncă a fost considerată abuzivă chiar de autoritățile comuniste la vremea aceea. În 1967-68, Partidul Comunist a dispus o anchetă să se vadă în ce condiții au fost internate zeci de mii de persoane fără o hotărâre judecătorească. Rapoartele din acea perioadă observau că măsura internării în lagăre, unități și colonii de muncă era neconstituțională și nu respecta norme de drept elementare. Asta o spuneau rapoartele comuniste din 1968, conform acelorași rapoarte. Actele normative care reglementau internarea și utilizarea muncii forțate nu erau publice. În zilele noastre ele se publică în monitorul oficial, pentru că toată lumea trebuie să le cunoască pentru a le aplicare, pentru a le respecta. Nu erau publice, unele nu aveau număr și dată de emitere. Aceste acte normative nu prevedeau pediatra și erau formulate în termeni vagi care lăsau loc de abuzuri. Adică spuneau elemente dușmănoase. Element dușmănos putea fi oricine. Depinde de cine îl categorisea acolo. Au fost reținuți mii de țărani care se opuneau colectivizării, deși legal intrarea în colectiv era voluntară, așa se spunea. Ancheta în 67-68 a scos în evidență, și vă citesc ce spunea un raport din 68, în privința legalității internării în unități de muncă în perioada 1950-54 a celor 22.000 de persoane, s-a constatat că pentru marea masă a acestora măsura nu a fost justificată. Nu au chiar autoritățile mele.
4, când s-au desfințat unitățile de muncă, 20.477 de persoane au fost puse în libertate, adică și-au dat seama și ei că au fost reținute ilegal. Pentru 1.600 de persoane s-au emis mandate de arestare din cei 22.000 în vederea efectuării anchete penale și dintre cei arestați, 1.600, doar 509 au fost trimiși la judecată să fie judecați. Nu mai spune nimic raportul cât s-au fost achitați, dar vă spun eu că un număr foarte mare de inculpați trimiși în judecată au fost achitați. Și atunci, sigur că această cale judiciară nu apărea ca fiind recomandabilă pentru autoritățile vremii când se vorbea de lupta de clasă, de a pune mâna pe putere, de exercitarea puterii, etc. Și au găsit alte soluții decât calea judiciară pentru a aresta, pentru a interna în lagere și colonii astfel de persoane. Ancheta a mai observat că în aproape toate penitenciarele și coloniile de muncă se găseau persoane deținute fără forme legale, numai pe bază de adrese și tabele nominale. Nu ne putem imagina în zilele noastre că cineva merge cu un tabel și îi pune în penitenciar pe cine dorește. E greu de imaginat, dar în perioada aceea când România era ocupată și venea o listă mai de sus, ea se punea în executare și cu asta se termina. Abia mai târziu au văzut că este abuz, dar chiar ei au văzut. Foarte interesant, conform articolului 30 din Constituția din 1948, citez, nimeni nu poate fi condamnat și ținut a executa o pedeapsă decât în baza unei hotărâri judecătorești pronunțate în conformitate cu legea. Bine. Și atunci, cum aveam noi 22.000 de persoane în penitenciar introduse în mod abuziv? Concluzionând, după ocupația sovietică, România a trăit o tragedie istorică, fiind redusă la acest statut de țară dependentă, în care deciziile erau luate în exterior după criterii discreționale. O țară în care intelectualii relevanți, inclusiv conducătorii Bisericii Unite, au fost sistematic reprimați. Pentru a atinge obiectivele politice de supunere a românilor, ocupantul a apelat la soluții legislative și practici neconstituționale, tehnici variate de exercitare a violenței și a șantajului, tehnici conspirative și diversioniste specifice rețelelor de criminalitate organizată. Concluzia mea aceasta este: orice decizie se asumă transparent și la vedere. Când lucrez conspirat cu oameni care au alte nume decât cele pe care le au în mod obișnuit și se știe că toate instituțiile românești au avut persoane aduse din exterior, le-au dat un nume românesc și ei au luat decizii, nume conspirate. Când acele persoane lucrează cu ordine conspirative și merg noaptea să-i adune pe oameni, când folosesc diversiunea, atunci nu putem ajunge decât la concluzia că avem de-a face cu o rețea de criminalitate organizată care era condusă din exterior. Asta a fost realitatea vremii. Cartea de suflet scrisă de autoarele Francisca Bălcăceanu și Monica Broșteanu luminează o secvență foarte interesantă, importantă, a istoriei tragice trăite de români după cel de-al doilea război mondial și ne prezintă modelul vieții și conduitei acestor episcopi martiri. Serviciul comunității, erau oameni care trăiau pentru comunitate și care duceau cu ei matricea culturală a școlii atenene și constantele spirituale ale latinității este europene. Aș dori în final să vă dau un model, un exemplu de constantă spirituală care este valabilă și în zilele noastre. Arhiepiscopul Radu Dumitru, servant lui Dumnezeu, cum erau numiți arhiepiscopii, pentru că erau un serviciu lui Dumnezeu și al comunității, scria, avea
era o expresie preferată pe care am văzut-o în monografia Rădeștiului. Grăiți adevărul să nu rătăciți. Copil fiind, nu prea înțelegeam foarte bine, că mi se părea de la sine înțeles cine spune să spună adevărul. Dar încet, încet am început să observ că spunerea altul cuvânt decât adevărul este un fapt grav care e detestat de oameni. Iar când acest fapt se întâmplă în viața politică, este cu atât mai grav. În viața publică, noi trebuie să spunem adevărul. Este de actualitate acest fapt, este de dorit cei care se află în slujba, în serviciul comunității, să ne spună adevărul și să nu vină cu falsul și să ne facă proști, sigur că este de dorit. Ce spunea părintele încă din 1920, grăiți adevărul să nu rătăciți. M-a impresionat și am reflectat adeseori la această expresie simplă pe care o spunea de câte ori ieșea în comunitate. O repeta pentru ca oamenii să vadă, să înțeleagă că adevărul spus în viața publică este esențial. Iată că în zilele noastre același lucru este interpretat în două modalități total diferite spre zăpăcirea oamenilor care marcă vorbind la televizor și spunându-și lucruri grele unul altuia, făcându-se mincinoși unul pe altul când adevărul este puțin. Prin urmare, observăm că această constantă a spiritualității române